Bună! Astăzi m-am gândit să vă prezint 10 produse de la Avon care eu le folosesc și care îmi plac foarte mult. Pentru mine sunt foarte bune aceste produse. Unele din ele le folosesc de mai mulți ani, altele le-am descoperit recent, dar toate îmi plac foarte mult și le folosesc. Încep cu parfumul Viva La Vita care s-a lansat recent. Se vede că am folosit foarte mult din el. Îmi place foarte mult. De când l-am cumpărat, acesta îl folosesc cel mai mult. E un miros care chiar mi se potrivește foarte bine și persistă destul de bine pe piele. Următorul parfum, voi avea două parfumuri, este acesta de la Today la 30 de mililitri. Îmi place foarte mult și în acesta mai este puțin și trebuie să-l recumpăr. Persistă foarte bine mirosul acesta și miroase puternic și eu am impresia că miroase a crin, chiar dacă am citit și nu am găsit în compoziția lui crin, dar e un miros care chiar îmi place foarte mult. Următorul produs este acest ulei de picioare cu lavandă 3 în 1. Îmi place foarte, foarte mult mirosul, miroase puternic ca lavandă. Catifelează foarte bine picioarele și chiar dacă este o sticluță așa de mică, are 50 de mililitri. Ține foarte mult pentru că trebuie să pui puțin produs. Următorul produs este acest tratament pentru păr cu ulei de argan. De când l-am descoperit de vreo 3 ani, tot pe acesta îl folosesc, îmi place foarte mult. Miroase foarte, foarte bine, îmi lasă părul ușor de descurcat, catifelat și de cât timp îl folosesc, am realizat că nu mi se mai rod vârfurile și asta îmi place foarte mult. Și acesta l-am folosit destul de mult și de fiecare dată când se termină, îl recumpăr. Vi-l recomand pentru că este chiar bun. Următorul produs este o cremă de față la 100 de mililitri cu extract de mușețel și ovăz. Eu nu folosesc chiar zilnic cremă de față, doar după ce îmi fac duș seara, dar nu chiar de fiecare dată, pentru că nu am un ten cu probleme și aceasta e o cremă ieftină, mi-am lăsat-o mie doar pentru că mi-a plăcut mult mirosul, catifelează pielea și e ok, zic eu, și e și foarte ieftină. Acest lac de unghii în nuanța balerina, îmi place foarte mult pentru că e o culoare subtilă, dacă pui doar un strat se vede doar foarte puțin. Se usucă repede și chiar îmi place acest lac de unghii. Am o cremă de mâini care s-a lansat recent de la Von Care cu magnolie. Îmi place foarte mult mirosul ei, chiar dacă este un miros destul de subtil, e foarte drăguț. Are și puțin un slipici foarte fin prin el, particule din alea sclipitoare. Catifelează pielea destul de bine și, v-am spus, mirosul îmi place cel mai mult. O cremă de corp de la Planet Spa la 200 de mililitri, tot cu lavandă. Nu mai am nici foarte mult în ea, se vede că am folosit-o și aceasta. Îmi plac foarte mult particulele acestea când aplici pe piele, se topesc și lasă așa o senzație plăcută și mirosul e foarte plăcut. Untul de corp cu minerale din Marea Moartă de la Planet Spa. Acesta de câțiva ani îl tot recumpăr. Îmi place foarte mult. Îmi place mult și borcănașul acesta în care vine produsul. Dar untul de corp e foarte hidratant, intră repede în piele și chiar îmi place foarte mult. Puțin mă deranjează mirosul pentru că e foarte persistent și
Chiar ține toată ziua pe piele, miroase destul de tare, dar pentru cât de bun e untul de corp, e ok. Și ultimul produs este acest spuman de baie cu crin. Acum îl am acesta la 1 litru. Din toate spumanturile de baie de la Avon, acesta cu crin îmi place cel mai mult pentru că ador mirosul de crin. Toate sunt bune, fac spumă, miros frumos și sunt ok. Acestea sunt cele 10 produse de la Avon care am vrut să vi le prezint. Pentru mine sunt foarte bune, îmi plac foarte mult. Fiecare are păreri diferite despre produsele de la Avon. Deocamdată acestea sunt produsele care îmi plac cel mai mult, folosesc mai multe produse și când o să mai am alte produse care îmi plac foarte mult, o să mai fac astfel de videoclipuri. Vă mulțumesc mult dacă ați vizionat filmulețul și vă doresc numai bine. Până data viitoare, vă pup, pa, pa!